Ați văzut vreodată cum se închină florile? Unele de dimineață și înalță fețele către cer, altele nu și-au ochii de la soare toată ziua. Acesta aducându-le aminte de soarele dreptății, iar altele vechează noaptea, înălțând tainic parfumul lor către cer. Iar noi, oamenii, iubim florile pentru gingășia și puritatea lor. Sufletul nostru însuși ne zuind mereu spre curăție pe cei dragi nouă îi privim ca pe niște flori. Copiii sunt florile părinților, iar soțiile sunt florile soților. Închinăm flori celor ce ne sunt dragi și deseori le luăm cu noi la biserică și le închinăm aici Domnului sau Mântuitorului. Ați fost vreodată atenți la cât de plină e biserica de flori în timpul Sfintei Liturghii? Dacă nu, găduiți-mi să mă bucur de dumneavoastră, că nu v-ați opri gândul, și inima la flori ce erați cu ele la Hristos și la slujbă. Eu însă mă-l mărturisesc că în neatenția mea am văzut și florile, crin, trandafiri, culori și parfumuri. Și am văzut-o acolo și pe cea mai frumoasă floare, pe cea mai gingașă și mai curată dintre toate, cu chipul ei blând, ușor plecat înspre Domnul Domnilor, strălucea deasupra tuturor, ea, floarea bine miresmată, curată, de veștejita lui Dumnezeu, ea, dulcea măicuța lui Hristos, iar la picioarele ei, mulțime de flori se închină. Mulțime de tulpini se aplica înaintea măicuței și ea le arăta tuturor pe fiul ei. Soarele sub razele căruia crește orice floare și fără de care toată frunza s-ar veșteji și toate petalele ar pălei. Și am văzut cum se închinau frumos florile, scuturând petale de lacrimi înaintea Maicii Domnului și înălțând către ea parfumul smereniei lor. Și toate florile aveau chip de om și toate florile erau oameni rugându-se că și noi toți suntem florile Maicii Domnului.